Continuăm astăzi seria despre slujire și astăzi vreau să intrăm în subiect făcând o scurtă escală în ceea ce este cultura noastră și felul în care cultura noastră ne formează sau ne deformează vocabularul. Nu-i așa? Avem corporații, avem telemuncă, avem tot felul de cuvinte de acestea pe care începem să le adoptăm în vocabularul nostru, însă odată adoptate ne schimbă felul în care înțelegem anumite aspecte ale vieții. Gândiți-vă că avem influență, avem leadership, avem impact, lucruri care sunt foarte, foarte prezente în vocabularul nostru. Însă, avem și internship. Internship care este o perioadă de probă, dacă vreți, într-un job, ca să folosim termenele clare. Însă, internship-ul deschide ușa voluntariatului. Și voluntariatul, în contextul românesc, deseori este prost înțeles ca fiind faptul că muncesc fără plată și fiindcă e fără plată, nu mi se cere performanța care mi s-ar cere într-un context în care este cu plată. Așadar, când începem să ne gândim la voluntariat, începem să ne gândim la felul în care ne oferim timpul în diferite contexte. Și contextul acesta deseori se poate să fie chiar la biserică. Sau contextul acesta poate să fie chiar contextul în care noi suntem chemați să ne oferim voluntari într-o slujbă care este pentru Dumnezeu și nu pentru vreo organizație sau pentru vreun lider. Vorbind despre lideri, m-am uitat la felul în care vocabularul și cultura schimbă înțelegerile noastre. M-am uitat la câteva topuri de lideri. 50 cei mai influenți creștini sub 50 de ani. M-am uitat la 50 cei mai influenți creștini din lume. Apoi m-am uitat la 20 de lideri creștini influenți ai secolului 20. Și fiecare dintre topurile acestea ne arată în mare parte cam aceleași nume, plus minus. Mulți dintre noi, mulți dintre ei cunoaștem, pe alții poate nu. Însă dacă stăm și ne uităm în CV-urile lor, sau dacă ne uităm la istoria lor, vedem că cei mai mulți dintre ei au în perioada lor de început o perioadă de voluntariat. Cu alte cuvinte, voluntariatul stă la baza felului în care învață să muncească la așa o capacitate și influență încât ajung în topuri de genul acesta. 2. Nu doar că au o perioadă de voluntariat, însă au o strategie, o viziune pentru viitor foarte bine definită încă de timpuriu. Vorbind de strategii, haideți să ne uităm la câteva strategii enunțate care ne influențează pe cei mai mulți dintre noi. Sunt curios dacă recunoaștem dintre ele. Hai să o vedem pe prima. Prima este o viziune, un mission statement foarte celebru prin prisma organizației care stă în spate. Da? We want to entertain the world. Noi vrem să distrăm lumea. Oare, uitându-vă și citind cuvintele în engleză, reușiți să vă dați seama despre cine e vorba? Netflix. Uite, fratele mărturisește. Netflix. Netflix are o strategie foarte clară, toți oamenii care lucrează pentru Netflix știu de ce lucrează și cei mai mulți dintre cei care vizionează Netflix știu de ce îl vizionează. A doua, hai să vedem. A doua este în felul următor. Noi vrem să inspirăm și să hrănim spiritul uman, adică to inspire and nurture the human spirit cu fiecare persoană, cu fiecare cheia, ceașcă și în fiecare cartier. Despre ce e vorba? Dacă ați vrut să spuneți despre Starbucks, e corect, doar să știți că aceea nu este cafea, este doar o ceașcă. Și trei, hai să vedem. A treia este, ei vor să ofere clienților cea mai bună experiență de utilizare, hardware, software și servicii inovatoare. Hai, frate și soră din Via IT-ist. Despre cine e vorba? Despre Apple. Da? Avem câteva branduri puternice, câteva organizații, mission statement foarte clar definite într-o biserică de aceeași fel, dar în Statele Unite, aproape toată lumea știa să identifice, pentru că în contextele respective sunt mult mai promovate. Bun, dar dacă vorbim despre companii care au viziune și strategie, dacă vorbim despre lideri de companii care au voluntariat la baza lor, care-i viziunea și strategia noastră? Avem o declarație de misiune? Cum am început? De unde avem primii voluntari? Hai să vedem. Liderul nostru,
că despre El este vorba, a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Căci Fiul omului, Domnul Iisus Hristos, care este Domnul și Dumnezeul nostru, acelor care îl identificăm ca și creștini, a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Ăsta este vision statement. Aici este declarația de misiune a Domnului Iisus Hristos, pentru că cu scopul ăsta vine în lume. Și când vine în lume, își cheamă, ghilimele, voluntarii, iar acei voluntari sunt chemați în Matei 9,35 prin prisma identificării unei nevoi. Folosim tot limbajul aferent zonei acesteia ca să înțelegem câteva lucruri. Hai să vedem. Matei 9, de la versetul 35, spune așa. Poate vreți să deschideți Biblia, o să rămânem în zona asta un pic. Matei 9, 35 spune așa. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor, n-au lider. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Și acum asta apare în Evanghelia după Matei și aș vrea să facem un scurt survol asupra Evangheliei ca să vedem cum am ajuns aici și ucenicii care l-au aud pe Iisus spunând lucrul ăsta, ce au văzut până au ajuns aici. Matei 1 și 2, introducerea în carte. Apoi avem botezul Domnului Iisus Hristos. Botezul Domnului Iisus Hristos care vine, știind de ce vine ca să caute să mântuiască, trece botez. După botez trece în Matei 4 prin ispitire. După ispitire avem chemarea primilor patru ucenici, da? Veniți după mine, a spus Iisus, Matei 4 19. Și vă voi face pescari de oameni. Când, ghilimele, voluntarii aud invitația, ce fac? Imediat au lăsat plasele și l-au urmat. După ce îl urmează pe Domnul Iisus ucenicii, ce văd? Matei 4, 23. Iisus străbătea toată Galileea, cu cine? Cu ucenicii, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. Când ucenicii văd lucrurile acestea, continuă să meargă cu Domnul Iisus Hristos și continuând cu El, aud predica de pe munte. Voi sunteți sarea pământului. Începe să lucreze la identitatea lor și la mărturisirea lor. Apoi le spune, voi sunteți lumina lumii. Și după aceea încep să vadă rezultatele. Capitolul 7 cu 28. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite. De ce? De învățătura lui. Că cel învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Apoi vedem că urmează Matei 8 și Matei 9, unde Iisus restaurează, învață, vindecă, învie, iarăși vindecă, iarăși vindecă, de mai multe ori avem vindecări. Și toate acestea, într-un context mai larg, se rezumă în 9:35, de unde am pornit de fapt. Și Matei 9:35 este aceeași formulare cu 4:23, practic avem două discursuri identice, unde ni se spune că Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi și așa mai departe. În acest context se caută voluntari. Mare este secerișul. Nu mai putem. Dar ca să înțelegem acest cuvânt voluntari, aș vrea să întrebăm câteva lucruri, și anume, ce este secerișul? Dacă mare este secerișul, hai să vedem ce înseamnă secerișul, pentru că în limbajul vremii și conform Vechiului Testament, atunci când vorbim despre seceriș, s-ar putea să înțelegem sfârșitul veacului. Secerișul este vremea în care strângem tot, evaluăm și cântărim. Însă ca să avem lucrul acesta, ne încurcă ceva, și anume, mare este secerișul, în sensul de abundent, prea mult. Nu vorbim despre o perioadă în viitor, ci vorbim despre faptul că secerișul este recoltarea roadelor, adică a oamenilor care trebuie să-L audă pe Hristos. Cine sunt lucrători atunci? Iisus se adresează cui? Iisus se adresează ucenicilor. Când Iisus spune, mare este secerișul, puțin sunt lucrătorii, Iisus vorbește ucenicilor. Așadar, ucenicii, în prima parte, sunt grupul extins de oameni, însă vedem imediat în capitolul 10 că de fapt se referă doar grupului de 12 ucenici care sunt ucenicii chemați. La ce sunt chemați? Răspunde Matei 10, la versetul 1.
Apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere. Deci, practic, Iisus investește în ei ceea ce are El, putere de la El, și după aceea ni se și enumeră, iată numele celor 12 apostoli, vedem numele fiecăruia dintre ei, și după aceea ni se spune în felul următor. Să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor, ci mai degrabă să mergeți la oile pierdute ale casei lui Israel. De ce? Pentru că eu am venit să caut și să mântuiesc ce era pierdut. De ce voi să mergeți la cei ce sunt pierduți? Și pe drum, ce să faceți? Propovăduiți și spuneți, împărăția cerurilor este aproape. Și acel aproape ne dezvăluie urgența. Pentru că nu avem o chemare dacă avem timp, când avem timp, ci împărăția este aproape, așa că acum mergeți. Turma fără păstor. Rătăcesc fără păstor. Voi interveniți și mergeți în acțiune. Dar însă nu doar urgența trebuie notată, ci și cronologia. Dacă urgența este notată, mergeți, este aproape, observați ce se întâmplă. Este identificată nevoia, însă după ce este identificată nevoia că secerișul este mare, ce li se spune? Cereți Domnului și după aceea mergeți. Cu alte cuvinte, ideea, nevoia, este urmată de rugăciune și apoi de acțiune. Elementul important. Cereți Domnului secerișului să trimită lucrători în câmpul său de seceriș. De ce să trimită? Pentru că e nevoie de chemare. De aia. Însă chemarea este de a-L urma pe Hristos. Și ca implicare de vii lucrător. Haideți să vedem de ce Iisus vorbește ucenicilor. Pentru că identitatea premerge misiunea. Iisus ne cheamă în misiunea Lui, însă nu ne cheamă pe toți în misiunea Lui, ci ne cheamă doar pe cei care ne identificăm ca fiind ucenicii Lui. Identitatea este esențială, de aceea în Predica de pe Munte se vorbește atât de mult despre identitatea aceea. Voi sunteți sarea, voi sunteți lumina pământului. Lucrătorii aceștia sunt ucenicii lui Hristos. Și acum, hai să vedem la ce apelăm noi. Atunci când este o nevoie în biserică, atunci când avem nevoie de cineva să vină să se implice, atunci când vorbim despre voluntari, apelăm la voluntari. Noi invităm voluntari. În unele biserici vorbim despre slujitori. Avem nevoie de niște slujitori în cutare domeniu. Avem nevoie de voluntari și de slujitori. Apoi s-ar putea să facem apel, ca să nu folosim limbaje arhaice, să folosim termeni de genul oricine este disponibil și are ceva timp liber. Așadar, ce ne califică să fim slujitori sau voluntari este dispoziția de timp pe care o avem fiecare dintre noi. Ca să mergem un pic mai departe, aș vrea să trecem puțin prin definiție. Hai să vedem ce înseamnă voluntar. Voluntar înseamnă care acționează de bună voie, conform dicționarului, da? Din proprie inițiativă, neslit de nimeni, în mod conștient, care se face de bună voie, fără constrângere, da? Eu vreau să vin, nu mă obligă nimeni și pentru că vreau să vin, pot să și plec cam oricând. Ăsta este reversul. O persoană care se oferă să facă un serviciu de bună voie și dezinteresat. Nu există implicații ale actului meu de voluntariat. Slujitor, pe de altă parte, este o persoană care slujește pe cineva. Observați, deja începe să apară acel cineva. Dar slujitorul este un apelativ pentru specialiști, profesioniști, care indică diferite domenii. Paharnic, da? El este specialist în ducerea paharului la împăratul. Apoi preot, oștean, om de serviciu. Ăsta este un slujitor, conform dicționarului. Subaltern al marilor dregători domnești, așezat la sate, ca om liber în evul mediu românesc. De acolo avem limbajul acesta. Persoană care lucrează cu devotament într-un domeniu de activitate. Și mai avem lucrător. Lucrător care, în termenii evanghelici românești, denotă o persoană care face ceva, dar nu e ordinată. Da? Deci, dacă mergeți în niște biserici care folosesc limbajul acesta, veți vedea că avem fratele lucrător, fratele diacon, fratele prezbiter și fratele păstor. Pentru că lucrătorul nu este cel ordinat. Dar lucrătorul acesta vine dintr-un cuvânt englezesc și francezesc, servant sau servant. Și aici avem, practic, persoana care îndeplinește anumite sarcini, în special angajate pentru niște treburi foarte specifice. Dar hai să privim, de fapt, la Scriptură. Fiindcă aici se schimbă paradigma noastră de la voluntar
slujitor, servitor, radical. Pavel, Romani 1:1. Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, observați identitatea rob, necesită o chemare. Chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Tit, 1:1. Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos. Iacov, 1:1. Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos către cele 12 seminții. Apoi mergem mai departe la Petru, 2 Petru, 1:1. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos. Iuda 1:1, versetul 1. Iuda, rob al lui Iisus Hristos și fratele său Iacov. Ioan, și Ioan se identifică la fel în Apocalipsa 1:1. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând și le-a făcut-o cunoscută trimițând prin îngerul său cui? La robul său Ioan. Fiecare din ucenicii chemați de Hristos să fie lucrători în secerișul care este mare, se identifică pe sine ca robi. Dacă folosiți noua traducere românească, veți vedea că deseori este cuvântul sclav, nu rob. De aceea, hai să vedem ce înseamnă sclav. Pentru că începe să se creioneze niște diferențe pe care aș vrea să le aprofundăm în dimineața aceasta. Sclavul este o persoană lipsită de orice drepturi, aflată în proprietatea deplină a unui stăpân de sclavi care muncește sau rob. Persoana care satisface, fiți atenți, persoana care satisface orbește și servil voința altuia. Pavel, rob al lui Hristos. Ioan, rob al lui Hristos. Iuda, rob al lui Hristos. Tit, rob al lui Hristos. Satisface, orbește și servil voința altuia. Persoană care subordonează integral voința sau acțiunile unei pasiuni, unei dogme, unui viciu, sau hai să punem acolo, sau unui domnitor. Persoana aflată în proprietatea deplină a stăpânului pentru care era obligat să muncească. Răsună în minte, persoană care satisface, orbește și în mod servil voința altuia. De unde vine cuvântul? Cuvântul în Scriptură este traducerea lui doulos, un cuvânt grecesc. Cuvântul doulos se găsește în Noul Testament de 124 de ori și întotdeauna este tradus fie ca și sclav, fie ca și rob. Ce e foarte interesant este că deseori, mai ales în traducerile englezești, cu o singură excepție, este tradus ca și servant, nu ca și slave. De ce este importantă pentru audiența englezească? Și o să înțelegeți nuanța aici, lucrul acesta. Pentru că sclavia poartă cu sine o imagine incredibil de neonorabilă, mai ales că oamenii sunt acuzați că au fost proprietari de sclavi. Nu-i așa? White supremacy. Așadar, facem schimbările acestea. Dar uitați-vă în Scriptură. Uitați-vă în Scriptură la Domnul Iisus Hristos, pentru că în Filipeni 2:6 avem acolo un text care vorbește despre identitatea Lui. El, deși exista în chip de Dumnezeu, n-a considerat să fie egal cu Dumnezeu. Că a fi egal cu Dumnezeu este ceva de care se poate folosi, ci s-a golit pe sine luând chip de sclav, noua traducere, de rob, Cornilescu. Așadar, Iisus Hristos se dezbracă pe sine, lasă deoparte titulatura și toate drepturile de domn și împărat și se face rob. Și practic noi suntem invitați să intrăm exact în această mentalitate, lăsând la o parte bagajele secolului 21 și întorcându-ne la Scriptură care ne spune că noi suntem robi și sclavi al lui Dumnezeu. Deloc la modul un mesaj ca și acesta. Gândiți-vă la Iisus și la spălarea picioarelor. Faceți unii pentru alții așa cum a făcut eu pentru voi. Un sclav nu este mai mare decât stăpânul său. Și cuvântul de sclav este acolo, rămâne, prezent. De ce e importantă diferența? De ce sunt importante nuanțele? În primul rând, pentru că slujitorul este, sau sclavul, robul, este asociat, slujitorul este asociat cu munca depusă, robul este asociat cu stăpânul pe care îl are. Foarte important. Pentru că atunci când vorbești despre a fi slujitor, a fi servitor, te uiți la ce face. Când vorbești despre rob, te uiți pentru cine face.
Și asta ar trebui să schimbe toată mentalitatea noastră, pentru că atunci când ești chemat să te implici, nu ești chemat de dragul meu, de dragul lurei, de dragul fratelui păstor, de jena audienței, de jena căcutare se implică, ci nu, ești chemat să te implici pentru că avem un stăpânitor pentru care facem lucrurile acelea. Asta e ideea de rob. Un slujitor este asociat cu munca, un sclav este asociat cu cel pentru care face munca. Slujitorul, servitorul are un grad de autonomie. El poate să aleagă să nu facă, își încheie contractul și pleacă. Robul n-are de ales, pentru că el nu poate alege ce face, pentru cine face și cât timp face. Toate astea sunt pentru el decise. Un sclav își pierde toate drepturile sale și există pentru un singur lucru în viață, pentru a face voia stăpânului în toate. Și spre deosebire de orice conotație negativă a relațiilor dintre sclav și proprietar pe care le putem avea din cauza culturii, gândiți-vă că Iisus este cel mai bun stăpân pe care cineva l-ar putea avea vreodată. El are în vedere doar binele nostru. Doar binele nostru. Voința Lui este perfectă pentru noi. Și ne supunem voinței sale pentru că iubim și pentru că ne simțim în siguranță știindu-L pe El, stăpânul nostru. Și aceasta este fără îndoială ideea de rob din Noul Testament. Suntem robi al Domnului Iisus Hristos. Toate speranțele și visele și aspirațiile mele sunt cuprinse în voia Lui și El le dorește pentru mine. Doi, haideți să vedem, dacă eu sunt rob, cineva trebuie să fie stăpân, nu-i așa? Existența unui rob sau sclav presupune existența unui stăpân. Este similar cu existența unei oi, presupune existența unei turme. Existența unei turme presupune existența unui păstor. La fel, existența robului presupune existența unui stăpân. Dați-mi voie să ilustrez printr-o afirmație din Scriptură. Roman 10:9. Ce trebuie să facă să fiu creștin? Mărturisește și spune, mărturisește pe Iisus Hristos ca Domn. Dacă robul există, trebuie să existe și Domnul. Și în limba greacă, doulos era stăpânit de curios. Ăsta e cuvântul pentru Domn. Același cuvânt pe care îl avem, Doamne Dumnezeule, Doamne, Doamne. E același cuvânt, curios, curios, se repetă. Dar ideea de Domn este cel care îl avem tradus ca Domn și Stăpân al vieților noastre. Al numi pe Iisus Domn înseamnă a-L identifica ca și proprietar al nostru, ca și stăpân al nostru. Iar atunci când îi spunem Domn, noi spunem că noi suntem sclavii Lui, robii Lui. Practic, când spunem Domnul meu, Domnul și Dumnezeul meu, ne reafirmăm relația de robi al lui Dumnezeu. Bun, dar a fi sclavul lui Hristos e una. A fi sclavul altora e cu totul alta. Haideți cu mine înapoi la Pavel în 1 Corinteni 9. 1 Corinteni 9, de la versetul 16, spune așa, Pavel spune așa, dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, că și trebuie să o vestesc. Și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Dacă fac lucrul acesta de bunăvoie, am o răsplată. Chiar dacă îl fac de silă, este o isprăvincie care mi-a fost încredințată. Care este atunci răsplata mea? Este să vestesc fără plată Evanghelia pe care o vestesc și să nu mă folosesc de dreptul meu în Evanghelie. Căci măcar că sunt liber, slobod față de toți oamenii, o să fac ce spune Pavel, m-am făcut rob tuturor. De ce? Identitatea. Urmează misiunea. Ca să câștig pe cei mai mulți. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câștig pe iudei. Cu cei care sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege. Măcar că nu sunt lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Am fost slab cu cei ce sunt slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. Vă rog, rețineți versetul ăsta. Fac totul pentru cine? Pentru biserică? Nu. Pentru păstor? Nu. Pentru comitet? Nu. Pentru lider? Nu. Pentru mama? Nu. Ci pentru Evanghelie. Totul. Avem nevoie de voluntari. Ar trebui să se traducă sigur.
orice. Mă bucur. În sfârșit. Vreau și eu. Fiindcă vreau să fac orice pentru Evanghelie. Misiunea robului nu există. Fiindcă tot ceea ce face robul este subjugat misiunii proprietarului. Sursa misiunii este proprietarul. Și resursa, tot el. Fapte 4 cu 29. Haideți cu mine. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Observați, și acum, Doamne, proprietarul, curios, domnul, împăratul, regele, tu ești sursa misiunii. Dă putere robilor tăi, tu ești resursa, că tu ne dai putere, noi singuri nu putem face nimic. Ce să facem, fiindcă misiunea de la tine? Să vestească cuvântul tău. Observați, fiecare element este inclus în rugăciunea asta. De ce? Pentru că rugăciunile noastre sunt transformate radical în momentul în care venim în fața lui Dumnezeu și spunem, Doamne, capitulăm, suntem ai Tăi. Pentru că mintea unui sclav al lui Hristos este radical transformată. În realitate, acest adevăr că altcineva îți conduce viața mai bine decât ai putea tu să faci vreodată, este un gând eliberator și există motive serioase pentru asta. De ce? Pentru că, în primul rând, și ne apropiem de final și aici sunt aplicațiile, în primul rând, când ne vedem ca niște robi, suntem preocupați de planul stăpânului nostru, recunoscând că există cineva care ne conduce viața. Vedeți, asta e problema, că deseori există rugăciuni de pocăință care zic, Doamne, fii Tu mântuitorul vieții mele, uitând că El trebuie să fie și Domnul vieții noastre. Nu există mântuire fără domnie. Dumnezeu este Domnul vieții noastre și în momentul în care noi capitulăm, nu capitulăm doar să ni se spele păcatele, ci vrem să și avem un conducător nou. Și acela este Hristos, Domnul. Dacă suntem lăsați să ne controlăm propriile vieți, vedem unde ajungem. Noi nu suntem în stare să controlăm consecințele? Hristos poate. Fiindcă atunci când urmăm voia Lui, suntem în responsabilitatea Lui. Un servitor nu vine, un slujitor, un rob, nu vine cu propria sa agendă, ci tot ceea ce face este supus agendei lui Hristos. Și atunci avem siguranță că ceea ce facem, facem bine. Pentru că noi cunoaștem scopul divin și ne subordonăm Lui. Într-al doilea rând, un rob, de asemenea, este dependent de resursele stăpânului său. Pentru că atunci când stăpânul te trimite, îți oferă și ceea ce ai nevoie ca să te trimită. Deseori pornim la drum și încercăm să facem anumite activități și încercăm să ne implicăm și vedem că undeva rămânem pe nicăieri. De ce? Pentru că considerăm că acea lucrare este noastră, că agenda este noastră și resursele sunt ale noastre. Atunci când ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu, atunci când suntem robii lui Dumnezeu, suntem 100% dependenți de resursele Lui. Și trei, dacă robul este preocupat de planurile stăpânului său și depinde de prevederile stăpânului său, adică ce fac și cum trebuie să fac, el este de asemenea dedicat scopului stăpânului său. Departe de a fi opresiv, a fi rob al lui Hristos este împlinirea vieții noastre. Dacă pricepem lucrul acesta. Scopul vieții mele, nu? Atunci când știu că am un Domn, este să fiu în voia Domnului meu. Întrebarea este dacă înțelegem lucrul acesta și dacă înțelegem, îl și aplicăm. Hai să vedem cum se schimbă lucrurile acestea. Există un mare, mare dar la final. Rob, sclav, rob, sclav. Un mesaj nepopular, niște idei care nu se potrivesc cu cultura noastră, însă care vin și au primesc o nuanță incredibilă din gura Domnului Iisus Hristos. Ioan 15. 15 cu 12. Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-ți dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Și atenție. Nu vă mai numesc robi. Pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni. Pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu.
Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă. Mare este secerișul, puțin sunt lucrătorii. Și roada voastră să rămână pentru orice vece, să rămână pentru că orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Rob. Rob al lui Hristos. Știți ce e interesant? Că ucenicii stau față în față cu Domnul Iisus Hristos și îl aud pe Iisus vorbind în Ioan 15, față în față cu el, și Iisus zice: eu nu vă mai numesc robi, vă numesc prieteni. Ce ați fi făcut voi, ce aș fi făcut eu dacă eram acolo, în încăperea respectivă, ucenica lui Hristos? Rob în sus, clav în jos, cultura era foarte clară, oamenii pricepeau. Suntem prietenii lui Iisus Hristos, voi vă dați seama ce înseamnă asta? Însă Ioan, întâmplarea din Ioan 15 se întâmplă înainte de scrierea lui Romani, înainte de scrierea lui Corinteni, înainte de Iuda să scrie, înainte de Petru să scrie. Și cu toate că sunt numiți prieteni, Iisus zice, vă numesc prieteni, ei se identifică pe sine ca robi. De ce? De ce? Pentru că mintea lor era atât de impregnată de faptul că au un Domn pe Iisus Hristos, încât ei se vedeau ca robi. Problema este că deseori avem o părere prea bună despre noi. Și ne uităm în oglindă și ne gândim: Doamne, ce noroc ai cu mine! Ca mine nu mai este nici altul. Eu sunt neînlocuit. Tu îți dai seama, ți-a pus Dumnezeu mâna în cap. Nu, noi suntem robi, dragii mei. Noi suntem robi. Există în Vechiul Testament stipulat ce se întâmplă când un sclav vrea să rămână sclav de bună voie. El nu se eliberează și apoi se angajează. Cuvântul este argatoi, argat, angajat cu ziua. Ci el este sclav, n-are niciun drept, vine anul de eliberare și el vine și zice: nu, eu vreau să continui să fiu sclavul tău. Să fi fost de siguranța care o primește, să fi fost de dragostea pe care începe să o nutrească pentru stăpân, nu știu. Dar el are de ales să plece sau să rămână. Și în momentul în care rămâne de bună voie să fie sclav, Scriptura ne spune că îi se punea un cercel în ureche, ca să se vadă că el a ales să fie sclav. Nu citiți dincolo de treaba asta cu cercelul în ureche, da? Băieților sclavi, la ei mă refer. Să alegi să rămâi sclav. Fiecare dintre cei care se numesc pe sine robi știu că au fost aleși să fie robi. Au fost răscumpărați, fiindcă până atunci erau robi ai păcatului și acum i-a răscumpărat Dumnezeu să fie robul lor. Știe că este deținut de Dumnezeu, știe că este supus de Dumnezeu, știe că este dependent de Dumnezeu, știe că este disciplinat de Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Știe că este răsplătit de Dumnezeu, știe că este asigurat de Dumnezeu, protejat de Dumnezeu. Știe că este ascultător de Dumnezeu și este împlinitor al voii lui Dumnezeu. Ăștia sunt robii pe care îi vedem, Rob, Pavel, Petru, fiecare dintre ei. Vă numesc prieteni, fiindcă vă iubesc. Iubiți-vă unii pe alții. Dar eu, când mă uit în oglindă, văd un rob. Asta ar trebui să schimbe radical viața noastră. Și aș vrea să închei cu întrebările următoare. Cum mă rog atunci când știu că sunt doar un rob? Dar cum mă rog atunci când știu că un rob trebuie să cunoască voia stăpânului ca să știe ce trebuie să facă? Cum trebuie să facă? Oare am eu o autonomie? Oare mi se oferă mie dreptul să hotărăsc cum să fac ceea ce Dumnezeu a stipulat cum să fac? Gândiți-vă cum ar trebui să caut voia lui în rugăciune. Gândiți-vă cum ar trebui să încep dimineața când nu știu ce să decid. Dacă eu știu că sunt rob și zic: Doamne, dar spune-mi ce să fac. Fiindcă ceea ce fac aș vrea să aducă glorie ție, nu mie.
Apoi gândiți-vă cum ar trebui să ne tratăm unii pe alții, știind că nimeni nu are vreun centimetru în plus la vreun piedestal, când știm că toți suntem robi și suntem egali. Apoi gândiți-vă cum ar trebui să ne implicăm în biserică, cum ar trebui să ne ajutăm unii pe alții, cum ar trebui să ajutăm pe cei de afară din biserică, știind că ne-am făcut totul de dragul Evangheliei ca să câștigăm pe câțiva. Cum ar trebui să tratăm ceea ce Dumnezeu ne descoperă în ciuda faptului că nu e obligat să o facă? Ești doar un rob și totuși ți-am spus. Fiindcă vă numesc prieteni. Cât de mult ar conta ceea ce îmi spune Dumnezeu în fiecare zi, dar nu stau să ascult. Aș vrea să închei cu niște versuri scrise de Florian Guller. Și versurile sunt atât de profunde și sublinează adevărurile atât de clar. Și el spune în rugăciune, să răstignești urechea mea pe lemnul ușii tale. Pe cetea ta s-o port așa, pe trupul meu și în carnea mea, întreaga vieții cale. Aleg de acum robia ta cu frângerea de sine. Și să rămân așa aș vrea, nevrednic rob în casa ta, să nu ies de la tine. Aleg să rămân, aș putea să fiu eliberat, dar vreau să rămân nevrednic rob în casa ta, fiindcă în casa ta e mai bine decât afară. Să fiu cu umerii în jug, sub sarcina ta bună. Să strâng cu mâinile de plug, să ascult la glasul tău din rug, fiindcă tu vorbești încă. Cu dorul la cunună, că există o răsplată. Prin arșiță și ploi arând în țarina ta sfântă, cu harul neînțeles în gând, să pun sămânța ta plângând, când inima mea cântă. Și apoi în seara pe colini, când seara pe colini e ziua mea apusă, de-am să vin cu snopi puțini, să vadă ochii tăi divini, urechea mea străpunsă. De ce? Pentru că aleg de acum robia ta cu frângerea de sine.